Deșteptarea. Cătăline, tu ți-ai face vacanța în București? Am avut odată o discuție cu Petreanu și cu Luca înainte de a pleca în vacanță. Așa. Și ei au început să-mi recomande restaurante de prin Grecia, de pe colțul ăla, știi, că Petreanu și cu Luca le știu pe toate. Și după multe recomandări, Zaf a tras concluzia, zice, dar în condițiile astea poți să rămâi și la București, mă, și faci un tur al restaurantelor. E și mai ieftin. Faza tare e că, uite, Bucureștiul este recomandat de către Forbes pentru o vacanță. Anne Abel este o jurnalistă de călătorie și a recomandat în această revistă americană prestigioasă, de altfel, Forbes, o călătorie în București. Ce spune doamna sau domnișoara Anne Abel? Spune așa: îmi plac locurile care nu sunt evidente. Nu știu ce vrea să spună cu asta. Îmi plac orașele cu istorii complicate, cu arhitectură care nu este întotdeauna minunată. Este hipsterul perfect, a zis, mamă, e cam urât la ăștia, vedeți ce interesant e. Și așa, cu un simț palpabil de transformare și schimbare. Ați auzit, asta, domnul da. Dan? Asta da, asta se simte în București. Da. Se simt multe lucruri în București, da. Mai dacă ai prins și vreo două șanțuri și vreo două de astea de reparații, merge treaba brici. Ce mai spune doamna Enable, care a recomandat Enable? Enable, da, da. Ce ai zis? Așa. M-am gândit că aș vrea Bucureștiul, așa, ca să merg în calitate de turist. În amplul reportaj, autoarea spune despre Parisul Estului, recunoscut cu un secol în urmă pentru arhitectura Art Nouveau și Art Deco. Vorbim despre București? Da, 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 da. Asta a fost mai demult, da. Da, știu. Parcă prea de demult, știi? Că a cunoscut transformări brutale în secolul 20. E, vezi, gata. A venit din cauza războiului, a regimului comunist și a devastatorului cutremur din martie 1977 și a multor lucruri care nu s-au întâmplat în capitala noastră după 89, să fim serioși. Da, minunat. Deci nu știu dacă mi-aș face concediu în București, dar o după amiază plăcută, să știi că aș putea să petrec poate chiar mai multe. Sunt locuri foarte faine la noi. Sigur, serios, sigur. Vorbesc. Sigur. Nu știu dacă ai văzut că între timp cât a venit doamna aceasta la București, a venit președintele Republicii Moldova. Tot doamna Maia Sandu, nu știu dacă a trecut pe la București, dar în mod clar ieri era pe vârful moldovean, ieri sau alaltă ieri. A reușit. Și că de multe ori urcă, are o gașcă, să zicem, de prieteni cu care face drumeții în România, mai mult sau mai puțin cunoscute, dar ieri s-a fotografiat pe vârful moldovean. Și, mă rog, simbolic, îți dai seama, a urcat acolo, au mai fost și prin alte părți ale României, spun oamenii care sunt mai preocupați așa de ceea ce se întâmplă în Republica Moldova, și o fotografie simbolică, să spunem așa, dar e și un loc foarte fain. Apropo de zonele mai răcoroase pe care le căutăm în România în perioada asta, uite un exemplu. Să urci pe munte, da, oare câte grade ar fi fost? Păi, mă sigur erau. Mai puține, nu? Mai puține, cu siguranță. Dar știi, tu unde te-ai duce? Păi eu m-am dus în zone de genul ăsta în concediu, am ales Brașovul, oraș minunat, care m-a surprins, apropo, că vedeam foarte multe autobuze electrice, pe lângă faptul că orașul e minunat și îl iubesc. Deci, n-am văzut urși. Autobuze electrice merg urși. N-am văzut urși. Ai mai fost în Harghita și Covasna? Am fost la Tușnat Băi, în Covasna, nu prea era animată stațiunea în iulie, dar am vrut să văd ce se întâmplă pe acolo și în Harghita m-am dus la lacul Sfânta Ana și ce vreau să spun, cine crede că are de mers foarte mult pe jos, pe plaja din Mamaia, până să ajungă la apă, să vină la Sfânta Ana să vadă cât e de mers pe jos de la parcare până la lac. Serios? Este incredibil, vreo 2 km, știi? Atunci când te duci, cobori. Când te întorci, nu ai 2 km, se pare că nu se mai termină. Dați-ne o mână de ajutor sau hai să ne ajutăm cu toții între noi. Așa. Ia. Cheile dâmbovicioarei. Când am intrat cu mașina, erau 3 grade Celsius în minus față de ce s-a întâmplat. Asta e iarna, da. Nu, vara 3 grade asta. Minus. Da, 3 grade în minus. Nu cu minus, în minus în față, minus, în da. Minus. Am intrat la 30 de grade și a scăzut termometrul la 27. Bine, acolo au băgat și aer condiționat. Foarte frumos, foarte, foarte frumos. Peștera Dâmbovicioare era închisă în timpul săptămânii. Serios, și la o oră mai peștera? Târzie. Cred că se pune lacătul, da. Nu cred așa. Aveți grijă că puteți trece pe lângă peștere fără să vă dați seama că, nu știu cum să-ți explic, intrarea este așa printr-o casă. Da, știu locul respectiv. Da. Dar hai să ne ajutăm un pic noi între noi. Vă propunem în felul următor. Dați-ne mesaje audio la 0372069599. Nu.
Nu, nu, aici ne sunați. Stați, mă, că trebuie să ne revin. Cătălin, bună dimineața! Da. 0728, acum am terminat. 0728-3D1-3D2 0728-111-222. Dați-ne mesaj audio și spuneți-ne, dom'le, o idee de loc d-ăsta rocoros. Unde să fugim de caniculă? Ce unde să fugă românii? Da. Toți au fugit la mare. N-ai văzut că nu mai e niciun loc acolo. În altă acolo. Parte decât la mare. În altă parte. Se pare decât că cel mai răcoros loc e acolo, în apa mării. Am văzut că acolo e cu verde, că bate un pic vântul de pe apă și se face mai răcoare. Dacă ați văzut locuri altele decât litoralul, mm-hmm, sau, eu știu, Valea Prahovei, da, să fie așa frumoase, frumoase și să mai poți respira, dați-ne de veste. Și la... cu mai puțină lume, dați-ne niște idei de călătorie. Mai mulți surși cu mai puțină lume. Deșteptarea